Să ne uităm la podcastul lui Loren cu Cezar Ionașcu. Măi, dar ce fețe au amândoi. Uite și tu ăsta ce tumefiat e, zici că e îmbălsămat. Ce ai, bă, vere? Ai alergie la alune, ce ai pățit? Și asta copilul ne arată, copilul doar la bașcheți. Am zis noi că n-am început doar o dată pe an, dar văd că e cerere mare și cred că o să fie de vreo 4 ori pe an, plus unele intermediare între următoare o să fie undeva în luna februarie despre cupluri. Așa că dacă sunt probleme în cuplu sau dacă sunt. Fiecare cuplu are cel puțin o problemă, deci publicul este infinit, ca să spun așa. Măi, scoate-ți copilul, doxuiești copilul, dracu. Doamne, da, da, păi și eu am încercat să împart întrebările pe categorii. N-am notat niște întrebări și am zis să nu sărim haotic prin podcast. Și am și pe partea de relaționare și cupluri, pentru că mai mult cu asta mă ocup, dar am și pe partea de dezvoltare personală. Și intrând în relaționare, mă întrebam pur și simplu din perspectiva dumneavoastră, nu că n-aș ști, dacă să știa audiența care nu vă urmărește. Care este rolul nostru relaționare, ca bărbat și ca femeie, concret? Concret, care este rolul nostru în relaționare? Păi nu este evident? Bărbatul merge la vânătoare, femeia crește copii și dă cu mătura. Ce întrebări sunt astea? Stai mai copile. Glumesc. Îmi dau seama că m-am dus la general. Efectiv, sunt Tusea și Junghiu. Literalmente, dracu și cu lacu. Sunt roluri, în primul și în primul rând, care astăzi, ca să iau de la ziua de astăzi înapoi, sunt roluri care sunt greșit interpretate printr-o incizie de asta care s-a făcut la nivel hipnotic aproape și care servește o cauză centrală, respectiv fraza stați în banca voastră. Vedeți că aveți niște roluri predefinite și dacă nu le respectați, sunteți paria sau sunteți persoana non grata. Ce zice, e bazat? Sunt eu prost? Stai să-l duc pe Vladimir la Sonic și revin imediat, numai puțin. La Sonic? A zis că la Somnic, scuze. Am zis că îl duce la Sonic, îl duce la Nea Sonic. Vezi tu ce face Irina și cu Alexandru, ei trebuie să fie cu Sonic, da? Ok? Numai puțin. Sunt niște bucăți de cunoștințe din capitolul știu. Eu știu că trebuie să fiu ca bărbat așa, eu știu că trebuie să fiu ca femeie, dar nimeni nu merge la rădăcină să întrebe, dar de ce trebuie să fiu eu așa? S-a vorbit despre bărbați că trebuie să fie puternici, să zicem, da? Foarte de acord. În același timp, un bărbat puternic care nu plânge sau care spune eu n-am frică, e dobitoc, vezi? Păi act like it. Cum adică? Ce zice mai omul ăsta? Ce zice omul ăsta, mă nene? E bazat? Adică sunt niște coordonate cumva prezentate fracturat, niște realități prezentate fracturat și lucrăm cu bărbații aproape zi de zi, aproape 20 de ani acum. Că ce se vede acum în online sau ce se percepe acum e totuși o... S-a trezit? Nu că ăsta e de acum 8 luni. Asta e chestia, cred că era bazată acum 8 luni să-mi fi întâmplat ceva, a pățit un necaz de la apucat boala asta, nu știu. O bucată, un parcurs pe care eu l-am dat în filmul înapoi de 20 de ani. Ok, am început cu hainele ca să văd de exterior sau din exterior spre interior, cum am zis eu mereu, e o transformare. Dar de fapt eu am lucrat cu ei pe de-a întregul. Pentru că în fața mea i-au trebuit cumva să te zbrace în lenjerie intimă. Și un bărbat în lenjerie intimă începe să vorbească neîntrebat. Da, asta e. Nu mulți sunt foarte confortabil cu nuditatea lor sau cu ei în lenjerie intimă. Și se declanșează o chestie. Și atunci a trebuit să preiau foarte multe. Când a apărut Oxana în viața mea, el mi-a spus, măi, vezi că bărbații ăștia nu vor haine de la tine. Că am primit categorisiri dintre cele mai frumoase, croitorat, cel viteaz, cum ai tu păreri din medicină, din educație, păi... Aha, oare de ce? Oare de ce, băi, croitorașule cel viteaz, îți zice lumea, cât ce dracu cauți să ai tu păreri din medicină? Doamne, iartă-mă, Diu, doamne, mamă, ce mă enervează. Nu-ți trebuie o școală ca să poți să o duci bine în viață. Nu există școala de dus bine în viață sau școala pentru fericire. Există. E funny că vedem asta acum, după ce am văzut școala Face Vacuum. După ce am văzut școala Face Vacuum. Școala pentru acalmia creierului, ca să zic așa. Indiferent acalmia. De fereastra în care te bagi, indiferent de obiectul de activitate. Adică sunt niște lucruri care, repet, ne-au fost... Literalmente are o școală pe care o marketează ca fiind o școală care te învață cum să o duci mai bine. Like, literally, that's what he's doing right now. Inoculate într-o alienare, nu într-o dezvoltare. Când a venit dezvoltarea personală, a alienat și mai mult. Deci e un subiect și un capitol, poate n-am fost eu. Vezi că s-a intrat ceva pe WhatsApp. Cel mai vocal până acum. Dar eu nu votez pentru dezvoltare personală. Demersul e bun, fără probleme. Efectele sunt nocive. În momentul în când tu ești un
om care are anume capacități și tu afli un anumit adevăr din partea cealaltă a cortinii despre o lume mai bună și încerci să treci prin cortina respectivă. Așa cum s-a întâmplat în 90% dintre cazuri, s-au dezintegrat, adică au ajuns depresivi. Dacă intenția dezvoltării personale se face vinovată de ceva, este despre faptul că a creat o mare masă de depresivi care au așteptat să întâmple ceva, lucru care nu s-a întâmplat. Lucru care se întâmplă... Măi, ce zice, doamne, iar... Omule, vorbește într-un fel mai ușor de urmărit. Ce dracu zice că nu înțeleg? Doar dacă îți rupi oasele, la modul... El vorbește pentru cine are urechi să asculte, bă, fraierilor, da, literalmente. Deci dacă ți-are un număr din încheietură când ai dat o lovitură greșit, da, s-ar putea ca durerea aia să te marcheze, să creeze progres, dar mulți o evită. Și spunând că citesc sau citind despre durere, eu să progresez. Nu există, trebuie să te înfrunți și puțini au această reziliență, din ce în ce mai puțin, mai ales... Închide WhatsApp-ul ăla, că cam aș pui el WhatsApp. Doamne, trebuie să facem un redeem de la The Channel Point să playeze pe stream sunete de telefoane. Mi-ar plăcea mult. Loren e cățulușul ăla de jucărie pe care îl punea taximetriștii la geamul din spate și tremura capul din cap la grop, da. Nu știu câți ani ai tu, dar probabil cei din generația ta și cei mai mici, acolo reziliența și înfruntarea durerii care este esențială pentru progres. Închide WhatsApp-ul ăla. Este foarte, foarte... Cum să spun eu? E foarte, foarte lipsă. E lipsă, adică eu mă întâlnesc cu ei, văd cum. Nairobicata. Mulțumesc pentru ei. Și spune chiar că știi ce, Zara, antrenamentele de astăzi de orice natură, de la sportive la mentale, nu mai sunt ca pe vremea voastră, că voi ați fost altă generație. Aici un antrenor, dacă țipă la tine, dacă țipă la mine, eu mă ridic și plec din sală, serios? Da, serios, da. Măi, cum omul ăsta îmi vorbește mie despre a fi... un bărbat puternic și nu știu ce sau whatever, ce zice el acolo de dezvoltare personală, dar în același timp îmi zice să stau să îndur dacă îmi vorbește antrenorul, am pulea pe nedrept, mă ia antrenorul la și mă înjură și urlă la mine în timpul cursului. Ce dracu, ce zice acolo? Cum adică? Da, te ridici și pleci, da, serios, te ridici și pleci și gata. Eu nu știu, eu țin minte că la pauză, în etapele de duminică, când făceam handball, dacă nu dădeam golurile într-un număr suficient sau sănătos, pe culoarul care ne ducea de pe teren la vestiar pentru pauză, da? Deci primeam șuturi în testicule din spate, cădeam din picioare. Păi și asta e foarte bine. Asta este foarte frumos și foarte bine să rămâi... să rămâi steril, că ți-ai luat șuturi în coaie când ai dat niște goluri la handball. Când ai dat niște goluri la handball, tu ți-ai șuturi în coaie. Mulțumesc, purceluș de porțelan, pentru 8 luni. Thank you. Fără avertisment, fără... Știam și de ce le-am luat. Știam și de ce, pentru că omul, antrenorul, se chinuise cu noi 3 luni în cantonamentele de vară și când intram în etapă... Măi, Evie Rowe, 5 gifted, măi, mulțumesc, doamne, ce în seara asta, thank you so much, mulțumesc frumos, te super apreciez, șosete în chat pentru Evie Rowe, thank you. Olălăia, mergeam la fete, dădeam chefuri, păi da, dar nu-i corect, și atunci îți intră Cum adică nu-i corect? Cum adică nu-i corect? Mamă, ce mă scoate din minți, doamne, uleu. Foarte repede, nu poți, de exemplu, ca bărbat, să, nu știu, să te duci... WhatsApp-ul ăla, WhatsApp-ul măsii de WhatsApp. Bărbatul nou, antrenat mereu, mereu, care se prezintă mereu la 4A, ce nu poate să-și închidă morții lui WhatsApp-ul ăla, mama lui de WhatsApp. Să te duci la o femeie în vizită, să faci dragoste cu femeia și să lași așa dără pe-n casă, ca melc. Să lași șosetele într-un colț, pantaloni într-un colț, mirosuri pe-n toată. Bă, asta da, acum asta da, dar vezi tu, dragă Cezar, asta nu are nicio legătură cu ce zici tu. Și asta nu este ceva ce se educă dând șuturi în coaie unor copii de mici. Nu așa se educă astfel de lucruri. Ai să râzi, dar există o educație care se face și cu vorba bună. Se poate face educație cu vorba bună. Îi dă mesaje foamea. Îl caută foamea pe WhatsApp. Dar altminteri să nu-ți lași șosetele aia în p- când mergi la o duduie acasă, da, cu siguranță, da, absolut. Dar și ce ar fi și mai drăguț? Să nu-ți lași șosetele aia în pulea în general în viața ta de om. Da, ar fi drăguț. Asta înseamnă că trebuie să dăm șuturi în coaie la oameni când își lasă șosetele aia în pulea? Nu, bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. De ce? Pentru că n-ai fost sportiv, nu ești soldat. Înțelegi? Băi, Jean, mai sună dat WhatsApp-ul ăla. Wow. O secundă să întreb niște mesaje. Nu e problemă. Omule, vezi că ai o șosetă pe microfon? Da, și care e problema? Adică, ce vrei să spui? Că dacă am șoseta pe microfon, înseamnă că îmi las și șosetele aiurea prin casă când mă duc la măta seara? N-am înțeles. Mamă, ce m-am enervat. Wow, ce m-am enervat. Acest gace. He got me. My man got me. He or she. Da, în orice caz, eu fac 30 de ani în martie.
Ok. Bun, mulțumim. La fel și eu ca orice alt... Valio 18-99 pentru 3 luni. Persoană, să cred, am trecut prin niște etape ale vieții. Consider că noi ca bărbați o să trecem foarte probabil majoritatea prin etapele alea și chiar ar fi bine de altfel, pentru că merg și eu pe principiul ăsta foarte mult, că trebuie să doară ca să fie bine mai târziu, la un moment dat. Ce, mă? Doamne, cât urăsc acest principiu. Doamne, cel mai prost principiu. Să-mi bap principiul ăsta, nu vă supărați. Să iau acest principiu în ca un covrig și să dau din șolduri până mă propulsez în stratosferă. Că cam aș pe el de principiu. Chiar nu trebuie să, trebuie să zici, nu, nici măcar nu zici trebuie să doară. Trebuie să apuci să zici m-a durut. Sau așa, da. Deci nu, toți spun vreau să mă doară, vreau să... Nu, nu, adică trebuie să mă duc să ceva. Nu trebuie nimic. Atenție. Nu, da, trebuie nimic. Nu trebuie nimic, clar. Niște legi despre morfism, despre cum te schimbi, în care sămânța la un moment dat dă... Vedeți, dragi prieteni, sunteți atenți la cuvintele, da? Morfism. Morfism. Sămânță, dragi prieteni. Deci omul nu e el, nu e efectiv... Sunt cuvinte ampulea folosite ca să pară inteligent. Dar și nu asta e cel mai trist lucru. Cel mai trist lucru e că, din păcate, există oameni care, gen, deși nu înțeleg nimic, aud cuvintele astea și zic, bă, ăsta o știe, bă, poate nu înțeleg eu, dar ăsta cred că știe ceva. Ăștia sunt oamenii care îi cumpără cursul Face Vacuum. Ăștia sunt oamenii care cumpără Face Vacuum. Rot și sparge scoarța, știi? Mm-hmm. O doare foarte tare. După aia zice, am înflorit. Ea nu zice, trebuie să mă duc să-mi floresc. Ea o face instinctiv. Asta nu mai avem. Noi zicem, aoleu, deci noi am, e un germen în tine, da? Ceva de genialitate, că suntem genii cu toți. Mulțumesc, Lemon Blueberry Cake, pentru 6 luni. La nivel trupesc, gândește că suntem mecanisme autoregenerabile. Da. Și noi ne batem joc de ele, da? Bun, asta e altă discuție. Dar ajungem la un dat să înflorim. Și ca să înflorim, sau ideea e să spargi un plafon. Asta e ideea, înflorii, să spargi un plafon. Și tu ajungi la plafon și zici, dar politicile europene ce spun? Oare am voie la plafonul ăsta? Dar mama, tata, oare mi-ar da voie? Dar școala mi-a zis că n-am voie decât sub plafonul ăsta. Și tot așa. Când de fapt eu trebuie, nu cu mâinile, legat cu mâinile la spate și de picioare, să dau cu capul în plafonul ăla până să sparge ori capul, ori plafonul. Ca instinct, atenție, de supraviețuire, nici măcar de acumulare. Și noi stăm sub plafon pentru că a zis, nu știu ce, om care e departe de noi. Pare fantastic să zici asta și singurul tău gând să nu fie solidarizarea cu oamenii de lângă tine. Nu înțeleg cum. Deci el zice, practic, el ne-a descris Matrix-ul. Înțelegeți? Ne-a descris contractul social, practic, pe care vrând nevrând îl semnezi atât timp cât îți desfășori existența în societate. Și pot să fiu de acord cu multe chestii din perspectiva asta, că da, într-adevăr, noi nu trăim viețile noastre, trăim viața altuia pe care ne-a zis altuia să o trăim, ca acela altcineva să se ducă să facă milioane și să... Poate. Ok, da, sure, absolut. Eu înțeleg cum concluzia ta e, trebuie să spargi plafonul cu capul și tu singur să... Tu singur te duci, faci, nu știu ce, te duci singur în munți, pui roșii în pământ, tai lemne, este cea mai mare prostie, mă scuzați, este cea mai mare prostie, dacă e ceva ce contractul social face foarte bine, este, într-adevăr, să ne dezbine, să ne facă să ne concentrăm pe diferențele dintre noi, oricât de mici ar fi ele, și în general să ne pună niște ochelari de cal prin care să nu vedem decât propria noastră bunăstare. Adevărul este, dragi prieteni, că dacă găsim căi prin care să ne apropiem unii de alții mai mult, să avem grijă unii de alții și să ne iubim, chiar dacă sună poate un pic idealist, dar într-un astfel de context chiar am putea, de bine de rău, să avem, chiar am putea să avem vieți un pic mai împlinite. Eu cred sincer acest lucru. Mulțumesc, Andu Scafandru, pentru 11 luni. Noi care norma, legea care m-au încurcat, care, da, gata, dacă cumva mă apuc de dat cu capul în plafon, firește că să trezesc 20 în jurul meu și Cezare, calmează-te, stai calm, că nu-i frumos. Ei, lucrurile astea au transformat inclusiv masculinul și femininul de-a lungul vremii și ne l-au tocit, adică toți mă întreabă, Cezare, dar cum să am parte de o femeie, cum să... E foarte simplu. Este cel mai simplu lucru. Te duci la ea și spui, mie îmi place de tine, hormonii mei cheamă pai tăi. Ea se va întoarce și va spune, ești pregătit, nu ești pregătit. E foarte simplă ecuație. Bine, în multe vorbe și în multe chestii. Și tu, dacă ești pregătit, vei rămâne lângă ea și vei înflori mai tare, că asta face femeia din tine, îți dezvoltă bucata de masculinitate pe care tu nu poți singur să o duci la capăt. Sau...
Doamne, cât urăsc chestia asta. Doamne, cât urăsc. Un om care a strigat în obor sus inimile vorbește cu un om care și-a băgat un castravet în pantalon la metrou. Da, literalmente. Ăștia sunt oamenii noștri, dragi prieteni. Sau nu-mi place de tine, te duci acasă flăcău, mai împingi în gambă, mai faci flotări, mai faci tracțiuni, mai faci bani și după aia te întorci la el. Așa se face. E atât de simplu. Restul sunt filozofii, sunt cum facem noi, ce... Totul e foarte practic. Foarte, foarte practic. Am uitat simplitatea lucrurilor. Da, mi se pare că de când se apelează la consumerismul ăsta, promovând tot felul de informații și așa mai departe, că exact cum spuneați și dumneavoastră, dezvoltare personală e una cât... Dumneavoastră. Cu cine vorbești, Vere? Cu Alexandru Ioan Cuza? Cu cine vorbești? Doamne, ce urăsc asta. Doamne. A, de vreme nu tot adaugi informații ca să fugi, de fapt, sau cauzi niște evadări din ceva. Și mi se pare că pe baza acestui mindset s-a ajuns astăzi și relaționare. În sensul că ieși în stradă, vrei să vorbești cu o femeie, te gândești la 150.000 de lucruri. Când exact cum a spus dumneavoastră, te duci și spui ce simți față de ea. Iar dacă... Nu... Zim simplu, brei. Nu simte la fel sau, nu știu, niște dureri ale subconștientului te-au dat de gol, vii înapoi și lucrezi la tine, că despre asta e vorba. Sunt de o părere. Biblioteca despre dezvoltare personală, cu excepția câtorva titluri, trebuie arsă. De aceeași părere sunt. Trebuie dat foc. Doi la mână. Gândește-te că astăzi e mai simplu. Asta zice Loren în condițiile în care încearcă să ne vândă cărțile lui de dezvoltare personală pe valurile Alfa 1, 2 și... 3, cred, nu? Adică un om care scrie cărți de dezvoltare personală ne zice... Da, așa e, trebuie să le ardem. Simplu de cât simplu. Ce nu aleg ca bărbat? Nu eu, Cezar. E din comunitate, mi-am dat sfatul. Ce să nu alegeți mergând pe stradă, apropo de a alege o femeie. De fapt, femeia te alege pe tine, da? Să zicem că tu către ce femei nu te îndrepți, către cele care poartă mască. E simplu. De ce? Puteți dezvolta un pic? Oare, domnule, dumneavoastră, domnule Ionașcu, puteți dezvolta un pic? De ce anume? De ce anume? Au rămas foarte puține dintre cele alese. Ce au acele femei? Curaj. Eu vreau o femeie curajoasă lângă mine, nu vreau o femeie obedientă, nu vreau o femeie... O femeie care nu ține la... căreia nu-i pasă dacă mâine trăiește sau moare. Asta caut. Yamato on fire, mulțumesc, bine ai venit, mulțumesc pentru Prime. O femeie care a renunțat la viață. O femeie YOLO. Smerită. Vreau o femeie feminină. Feminitatea nu înseamnă smerenie și obediență. Feminitatea înseamnă dezvoltare, înseamnă gingășie, înseamnă, nu știu, că... Feminitatea înseamnă gingășie, dragi prieteni. Ada Sar, bine ai venit, mulțumesc. Thank you so much. Dezvoltarea ajutorului din privire înseamnă o construcție personală, înseamnă a fi mamă. O mamă ca să-și hrănească copilul, da? Înainte de a-l pune la sân, că am 4 copii, trebuie să-și atingă fața de-a copilului, copilul cu ochii lipiți nu vede, nu știu, prima săptămână. Deschide ochii după 4-5 zile. Da, ea trebuie să simtă pielea mamei. Care e pielea? Feței. Am văzut cazuri groaznice în care copilul era scos din mamă și mama n-avea, mama lăuză, da, născuse de probabil 20 de secunde, avea mască pe față. Mi se pare fantastic cum oameni gen Ionașcu sar de cur în sus că are femeia mască pe față când naște sau whatever, are cineva o... Da, deci a născut și are mască pe față. Asta e o tragedie, dar cumva în America când îți cere extra fee dacă vrei să-ți ții copilul în brațe după ce l-ai născut, acolo nu mai e problema. Acolo cumva eu nu l-am auzit pe Ionașcu să sară de cur în sus la acest tertip absolut îngrozitor al sistemului privat de sănătate din Statele Unite ale Americii. Cumva nu e nicio problemă. Nu știu dacă se întâmplă asta și la noi, dar dacă se întâmplă vreodată și la noi, sunt curios dacă o să sară Ionașcu de cur în sus. A, da, el nu merge la spital, ce-i drept, așa e, da, uitasem că nu merge la spital. Ionașcu gen își pune nevasta, sau poate așa vrea ea, nu știu, să nască în casă, gen ei doi împreună nasc copilul, da? Adică secole și secole de avansuri tehnologice în domeniul medicinei pentru ei nu sunt destul de bune, cumva ei vor să se întoarcă la evul mediu, când să faci un copil era foarte ușor, puteai să fie gen ultimul lucru pe care îl faci în viața asta. So, yeah, cumva îi se părea, lui Ionașcu îi se pare că era mai bine atunci. Era mai bine atunci când nașterea unui copil era un risc foarte mare. Era, practic, aruncai o monedă și sperai să pice pe ce trebuie. E mai ieftin așa? Cred că asta e la bază, da. Cred că la bază, literalmente, e mai ieftin așa. Adevărul e că cât e acum în ziua de azi la privat să naști?
Cât mai e acum? Eu știu că ultima dată când așa era vreo 10.000 de lei. Acum s-ar putea să fie o leacă mai mult. Aici în Milano nu s-au cutinat discuții. Da. Te iubesc, Cupar. Superb. 8.000 de lei la Regina Maria. Ca să naști, ca să aduci un copil pe lume. Știu pe cineva care a dat pe controle în timpul sarcinii 10.000 de lei, da. 10.000 de lei în Moldova. Cel mai mult am văzut 3.000 de euro. Așa știam și eu, da, că e undeva mai la vreo 15.000 de lei în ziua de azi. Și știți ce e cel mai dureros în toată chestia asta? Că dacă ai într-adevăr complicații grave, dacă într-adevăr, da, îți este sarcina, îți pune viața în pericol, te trimi la stat. Pentru că e o companie privată, dragi prieteni. O companie privată nu poate avea sânge pe mâini că nu mai vine nimeni să mai cumpere de la dânsii. Deci, eu râd, dar este, man, e wild. Glumești? Nu, absolut nu glumesc. Du-te la orice, cum îi zice, spital de ăsta privat cu o problemă care chiar îți pune viața în pericol și o să vezi că nu te iau. Literalmente nu te iau. Pentru că, cum ziceam, fiind o instituție privată, ei nu pot avea sânge pe mâini, cum s-ar zice. Că ei, nene, ei vor să mai vină alții. Acum eu când mă duc data viitoare la, da, spitalul privat, zic, bă, poate mor, bă, frate. Păi așa nu mai bine mă duc eu la stat? That's what they do. Și în același timp își permit, au nesimțirea crasă, cruntă, nesimțirea dezarmantă de a-ți cere 15.000 de lei ca să naști. Asta este lumea în care trăim, dragi prieteni. Ce e mai risc e să trimiți duce la stat, da, exact. Tu acolo doar dacă vrei așa tu să te simți bine, știi, să gen, ai salon privat, să stai și tu în lux. Că la, cumva, nu știu cum se face, că la stat nu se poate asta. Nu se poate să nu iei ciuperca piciorului în salon. Nu știu cum se face, că nu se poate. E foarte straniu. MedLife în 2020 a fost 90 de milioane. Doamne, iartă-mă, coaie. Doamne, iartă-mă, coaie. O lume întreagă care se bazează pe tine, tânărul, să plătești toate chestiile astea, mi se pare wild. Că nu se bazează pe tine, că tu n-ai de unde să ai banii ăștia la 25 de ani. N-ai, până în 30 de ani n-ai de unde să ai genul ăsta de bani. Mă rog, nu zic asta ca pe o... Bineînțeles că sunt oameni care fac bani până la 25 de ani, dar zic așa, știi, că overall, statistic vorbind, hai să nu uităm cât e salariul mediu în București și cât e chiria medie în București, you know, like, you can't. Așa că, nu e așa, tu trebuie să ai o viață totuși, trebuie să faci copil, trebuie să ai o casă, trebuie să ai, să ții mobil. Toată industria se bazează pe banii părinților tăi, dragi prieteni. Mi se pare absolut insane. Toată industria, inclusiv angajatorul tău de cele mai multe ori. O biopsie la Regina Maria e 8.000 de lei? Doamne, iartă-mă, coaie, what the fuck, dude. Da, nu, e dureros. Hai să vedem ce mai zice Jean din asta de podcast. Avem abia 12 minute avem. Și doctorul specialist în obstetrică, ginecologie sau neonatologie a luat copilul și printr-o folie de plastic l-a lipit de fața mamei. Între mamă și copil era o folie de plastic. Pentru mine a fost... Deci atunci s-a terminat. Cum se uită, Loren? Tași, băi, Loren, ce te miră așa? Atunci am început să-mi ascult o sabie foarte mare ca să tai folia. Foarte mare sabie, care văd că s-a ascuțit și au ascuțit și alții săbile. Pentru că e până la copil sau e până la viață. Dacă tu vrei să mă desparți de viață, ăla e simbolul despărțirii de viață. Noi ne naștem și fără certificatul lor de naștere. Și fără certificatul consacrat la naștere. Noi murim și fără certificatul lor de deces. Noi trăim și fără certificări, în general. Pentru că viața e la liber, da? Cine s-a prins în miasma asta? Bă, ăsta e anarhist, frate. Păi, asta e anarhie. Asta și, da, trebuie să muncesc și îi și întreb, încotro muncești? Încotro, nu de ce sau încotro? Și răspunsul e simplu, spre următorul salariu, nu? Clar. Păi... Spraviețuie. Man, nu știu, ajutați-mă și pe mine, fan, nu te, eu nu ajut cu nimic. Eu nu sunt casă de ajutor reciproc, nu sunt fundat. Eu n-ajut, eu n-am de ce să ajut nimeni cu nimic. Mă doare în p***a de aproapele meu. Să-l f*** câinii din partea mea. Eu nu ajut pe nimeni cu nimic. Doamne, iartă-mă, coaie. Ați de caritate, nu? Nici nu mă pasiune, eu îți dau niște unete, îți dau un ciocan. Cu un ciocan poți să bați un cui, să o omori, să te aperi de animale. Să bați nițelele ca să-ți faci niște nițele. Poți să faci foarte multe cu un ciocan. Da, dar eu îți dau ciocanul corect. Are mâner roșu, e destul de greu, are peste jumătate. Vorbim despre un ciocan, like a literal hammer right now? Nu, ne dă este? Cu mânerul roșu cu asta e este? Kilogram, deci man, e o armă. Acum, depinde de înțelepciunea ta și explic cum să-l folosești. Acum, tu dacă îl folosești ca să te duci să te angajezi să bați cu el altul, ai o doză de retard, părerea mea. Vorbesc de zilele astea, că și eu am fost angajat, și eu am fost în situația retardului. Nu s-am plecat de acolo. O perioadă destul de îndelungată. De ce? N-am avut acces la altă realitate. Hai să folosim niște condiții medicale
reale, să le folosim în sens peiorativ ca să jignim alți oameni. Foarte tare, mi-a plăcut mult, dragă Cezar, îmi place mult cum, îmi place mult cum gândește acest om. Mi-a fost transmisă prin, de la bunici, prin părinți, către mine. Da? Și toți au zis, asta e singura realitate, mănânc-o cu o lingură mare de lemn. Da. Și eu am zis la un moment dat, când a început să mă doară, într-adevăr, ce înseamnă durere? Înseamnă eu supraponderal, bând alcool, țigări foarte multe pe zi și toate chestiile astea? Mm-hmm. Cum să zic, am... Acum fumează mai puține. Am zis gata, nu mai vreau, nu mai trebuie. Și am oprit. Am oprit înseamnă că m-am izbit cu mașina la 180 de km la oră de un zid. Înțelegi? Vladimir? Mai bine lăsați copiii să vorbească, domnul Ionașcu. Dumneavoastră poate mai bine lăsați copiii să vorbească. Vladimir, te rog eu frumos, vorbesc cu cineva, te rog, da? Mulțumesc. Tibenis nada? Hai, du-te un pic cu, du-te un pic cu Irina, te rog. De ce? Pentru că trebuie să, uite, trebuie să vorbesc cu domnul. Da? Te rog eu frumos. Lasă copilul să zică. Lasă copilul să zică că are și el o voce. Și sunt sigur că zice mai bine. Zi, copile! Zi ce ai pe suflet! După care mergem și ieșim în oraș amândoi. Ok? Și mergem la sala de sport cu loc de joacă. Doamne, ăsta e cunoștința aia dubioasă care vine acasă la tine și zâmbește tot timpul. Măi, ce-i zâmbetul? Doamne! Sus inima, copile! Bine, la tata. Dar merge acum cu Irina, termină tata și lucrează. Mulțumesc. Da, e zâmbetul ăla când zici, cum îl cheamă pe Năzdrăvan? E cunoștința aia care zice, hei, ce faci, Năzdrăvane? Apropo de copii, că poate să vorbim. Poate să iai și tu pai tăi cândva, băi, Lorene. Un aspect care l-a trăit și generația mea, în sensul în care mi s-a predat că locul de muncă înseamnă în primul și în primul rând o desprindere de familie. Adică tu trebuie să pleci de acasă, de lângă familie. Nu înțeleg, mergea cu copilul la sală, gen ce, se punea copilul să ridice la piept 30 de chile? Sau ce urma se întâmplă la sală cu copilul? Ce făcea cu copilul la sală? Pune copilul să facă tracțiuni? Copilul face flotări. A, la locul de joacă la sală. Ok, bine, bine. Hai, tati, că băgăm triceps. Ca să fii concentrat la o muncă care are beneficii de fapt pentru altul, te-au mințit că pentru societate, la că tu contribui la propășirea idealului socialist, cum am prins eu un pic de comunism acolo. Și la un moment dat am zis pas, nu vreau așa. Eu vreau să trăiesc și să muncesc și să-mi desfășor activitatea din cadrul familiei. Crește că asta contravine celor mai multe precepte corporaticești. Când mi s-a declanșat chestia asta? Hai, tata. Când mi s-a declanșat chestia asta? Mi s-a declanșat în secunda... Zii salut! Salut! Mi s-a declanșat în secunda în care, pe la 11 noaptea, într-o ședință, într-un clădire de asta mare din sticlă, una dintre colege, manager mare, a fost sunată de soț, care i-a spus copilul acasă are o problemă. Țipă, urlă, plânge, vino că îl doare. Și aia a răspuns de față cu noi toți. Deci noi am fost martori, cum ar fi. Copilul se aștepte, am treburi mai importante. Copilul având 4 luni. Da, s-a rupt tot. Acum mi-a trecut, era, țin minte exact, era anul 2010 sau 2011. Deci au trecut 10 ani de atunci. Bă, dar așa cum e foarte via amintirea în care reacția din capul meu, cea alternativă realității, a fost să dau cu ea de pământ. Omeniște vorbind, deci a fost să o iau de cap și să dau cu ea de pământ. M-am reținut firește că nu și are rostul, fiecare cu alegerile lui, cu viața lui, dar reacția normală pentru astfel de femei sau ceea ce ea trebuie să... Reacția normală pentru astfel de femei. Asta este reacția normală pentru astfel de femei. Omenește vorbind, voiam să o iau de cap și să o dau de pământ. Omenește vorbind. Atenție. Deci, așa, ca orice om. Ca omul. Trebuie să primească. As one does. Este o astfel de mișcare. Să o dai cu capul de toți pereții, să o trezești. Bă, tu ești mamă. Tu nu ești doamna manager sau ce-ți închipui tu acolo. Oricum o himeră, trăiam cu toți într-o pungă cu fum. Da. Și a pus în balanță, într-un mod absolut automatizat, viața copilului ei și importanța unei ședințe de prost gust, că nu pot să zic, că oricum o ședință la mine, și eu am o companie, am 14 companii. Bă, da, o ședință la mine durează 20 de secunde, în care eu spun ceva și ei spun da sau nu, sau cât de repede poate să fac. Asta e ședința, gata, am închis. Da, nu-i dezbatere, nu-i... Nu-i nicio dezbatere. Măi, Lor, tu ești acolo de ce? Loren, tu ce faci acolo, Loren, tată? Că numai stai și zâmbești ciudat.
Ci că discuție, conversație între acești doi oameni. Conversație între acești doi oameni. Zi băi Lorenzo ăsta că zice prostii, dacă ești șmecher. Zâmbești ca prost. Stai acolo, zâmbești. Ăsta zice cum ar bate femei. Bă, n-am făcut-o niciodată, dar... Deci efectiv a zis, bă, n-am făcut-o niciodată, dar unele cam merită. Efectiv asta a zis. Efectiv asta a zis. Loren, nicio problemă. Mi se pare foarte normal. Copilul a auzit aia care era acolo, copilul, da? Deci, ne doare la bașchiți. Ce dezbatere să ce? Să ce? Eu da. Dezbat tot. Da, să ce? Ce? Să... Aoleu. 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 Produsul, uite, sărim de la una la alta, vezi? Produsul sau serviciul sunt eu. Lisa, mi-e putem spăle în mașină. Așa facem, mergem și la mașină, da. Da, apropo de asta, mi se pare fain că se conectează mult cu ce încercam să explic unor clienți și am văzut că au rămas șocați. Momente care au rămas... Stați că vorbește și Loren, stați că zice și Loren ceva. Eu mai șocat, că am crezut că în 2021 se înțelege bine treaba asta. Foarte mulți bărbați care cred în treaba asta cu legea atracției, dar ei nu înțeleg o chestie, că atunci să atragi într-adevăr lucrurile astea, nu merită doar să te gândești la ele, să spui o poveste frumoasă. Cum presupune The Secret, în opinia mea, ci tu trebuie să devii omul de acel milion de euro pe care vrei să-l atragi. Hai să mergem, uite. Nu mă refer, apropo, vestimentar sau nu, mă refer... Da, am înțeles ce ai zis. Hai să luăm. Nu follow the money, follow the fucking money. Hai să mergem pe firul The Secret, da? Autorii sunt americani. Da. Statele Unite ale Americii înseamnă o populație de 285 de milioane de locuitori. O istorie de 200 și... Până la urmă, care e subiectul discuției? Nu există un subiect al discuției. Literalmente nu există un subiect al discuției. Acest om pur și simplu delirează. Acest om pur și simplu delirează. Și ăsta ascultă și zâmbește, ciudat, ca în Five Nights at Freddy's. Ca un personaj din Five Nights at Freddy's. Ce vrei, măi, copile, cu poza asta? Ce vrei cu poza asta? Am 14 companii. Ce tare, domnul Cezar, ce să zic. Deși acest format de meme e de acum 100 de ani, I still, ok, funny. Am 14 companii. 50 de ani sau câte, de la 1880. Bun, ce se întâmplă? Acolo nu există țară. Acolo există in președinte și steag și o poveste. Ei n-au o țară. Ei sunt o populație invadatoare formată din proxeneții, golanii, tâlharii, unui continent european care dădea pe afară de războaie. Cine trecea, gândește, cine trecea oceanul la sfârșitul secolului XIX? Treceai tu care aveai familie, care aveai neam, care... Discuții cu tactul de revelion la 4 dimineața. Discuții, efectiv, tactul la 4 dimineața de revelion, discutând geopolitică. Despre ce țară vorbește, nu știu exact. Stai așa, hai să mai vedem. Ce se întâmplă? Acolo nu există țară. Populație de 285 de milioane de locuitori. Da, da, am înțeles ce ai zis. Hai să luăm... Nu follow the money, follow the fucking money. Hai să mergem pe firul The Secret, da? Autorii sunt americani. Da. Statele Unite ale Americii înseamnă o populație de 285 de milioane de locuitori. Aha, ok, bine, am înțeles. O istorie de 250 de ani sau câte, de la 1880. Bun. Ce se întâmplă? Acolo nu există țară. Acolo există in președinte și steag și o poveste. Ei n-au o țară. Ei sunt o populație invadatoare formată din proxeneții, golanii, tâlharii, unui continent european care dădea pe afară de... Asta e vechea... Da, ok, și Australia e tot asta. Cum de Australia nu e? Nu înțeleg ce, unde vreți să ajungeți cu asta. Efectiv e tactul. Efectiv tactul cu aia. Efectiv e un talking point pe care nu știu cum dracu toți tații, nu știu cum au ajuns să-l aibă. Toți tații au acest talking point. Războaie. Cine trecea, gândește, cine trecea oceanul la sfârșitul secolului XIX? Treceai tu care aveai familie, care aveai neam, care aveai rădăcină? Toți idioții treceau. Pistolarii. Da, mari, fai, familiile descălecătoare. Ce familii descălecătoare? Da, și chestia asta se transmite genetic, pentru că, după cum e așa, sunt ferm convins că Cezar are această convingere. Deci dacă stră bunicul tău, da, era, a furat o pară din piață la un moment dat, asta rămâne în materialul tău genetic. Tu ești în continuare cumva și tu o să furi o pară. Poate o să fur chiar mai mult. Ca să o luăm din rătăcină. Olandezi, norvegieni, polonezi. Da, că așa e transmis și păcatul de la Adam și Eva, da. Vreau să fac o pauză, dragi prieteni, pentru că fac pe mine. Nu știu dacă mai duc Cezar Ionașcu. Nu știu dacă mai duc. S-ar putea să nu mai duc, dragi prieteni, vă anunț de pe acum.